Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi este fostul ministru al transporturilor, domnul Cătălin Drulă. Bun găsit, domnule Drulă, mulțumim că v-ați făcut timp. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Alături de mine, ca de fiecare dată, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin. Bună ziua. Domnule Drulă, vă propun să discutăm astăzi despre transportul, infrastructură, banii europeni care ar trebui să schimbe felul în care arată infrastructura în România. Dar până una alta avem o criză majoră politică, un guvern interimar demis, un prim premier desemnat, domnul Cioloș, președintele partidului dumneavoastră, care a picat alături de dumneavoastră la votul Parlamentului, și un al doilea premier desemnat, domnul Ciucă de la PNL, care nu pare a reuși să formeze o majoritate ca să-și treacă guvernul prin Parlament. Săptămâna asta de negocieri cu PNL și cu domnul Ciucă, cum a arătat? V-ați întâlnit? Ați stat de vorbă? Ați discutat chestiuni concrete? Bun, să nu uităm, primul vreau să pun așa un jalon în spate. Criza a fost declanșată de Klaus Iohannis și de Florin Câțu. Noi am spus de la acel moment că suntem gata să refacem coaliția cu alt premier decât Florin Câțu, cu un set de reforme agrate și cu un set de principii în care suntem agenda noastră, care este pro-reformistă, modernistă, anticlientelară, să fim siguri că este reprezentată în guvern. Am trecut prin pașii care au urmat de atunci, o blocare a moțiunii între PNL și PSD, un vot în sfârșit după ce s-a săvârșit marele act după care a stat toată țara, adică alegerea lui Florin Câțu în funcția de președinte PNL, apoi niciun partid asumându-și în afară de USR funcția de premier și guvernarea țării, am făcut un gest de curaj, de asumare, a fost respins de Parlament, care ne duce într-o logică și într-un ceas care tică, pentru că, așa cum spune Constituția, curg 60 de zile de la acea primă respingere a guvernului Cioloș până la eventuala dizolvare a Parlamentului, alegerea anticipate. Este evident, o eventualitate. Este o eventualitate, doar pun contextul și cadrul. Acum avem o a doua propunere de premier, urmarea unor consultări în care președintele României ne-a dat de înțeles foarte clar, și alături de el și președintele Partidului Național Liberal, Florin Câțu, că nu au nevoie de USR. Nici în guvern, la început ne-au spus că nici nu au nevoie de susținerea noastră, pe scurt că se descurcă fără noi. Asta înseamnă, pentru matematica parlamentară, este foarte clară, că pot forma o majoritate de investire acestui guvern, sau de formarea guvernului, nu știu, cu PSD. De la acel moment până în prezent, în această săptămână, nu a existat vreo discuție serioasă despre refacerea coaliției, pentru că dumnealor și-au dat un mandat intern în PNL că guvernul minoritar PNL-UDMR este soluția și au închis practic ușa acestor discuții. Pe canale informale au mai existat anumite semnale că ar dori totuși această, sau am putea discuta această refacere a coaliției, dar în momentul în care s-a pus problema unei discuții serioase, că până la urmă nici nu poți să te joci așa, astăzi e minoritar, mâine faci cu PSD, poi mâine faci cu SR, că guvernarea țării n-ar trebui să fie o chestiune de alba-neagra. Din păcate, aici am pus trei cupe, cam asta s-a întâmplat în aceste săptămâni și președintele României și cu Florin Câțu poartă responsabilitatea acestei albe negre cu viitorul și cu prezentul României. Și suntem în acest punct în care înțeleg că dumneavoastră discută miniștrii, USR nu va vota acest guvern minoritar. Am spus că pentru noi soluția este o refacere a coaliției în jurul unui program de reforme, acel program pe care noi l-am și pus în practică la ministerele noastre și în instituțiile pe care le-am coordonat. Mai mult de atât, nu pot decât să presupun că vor avea voturile PSD, pentru că dacă nici asta nu se întâmplă, înseamnă că e un nou gest de iresponsabilitate din partea președintelui României și a conducerii PNL. Domnule Drulă, sigur, sunteți și politician, acum în opoziție, e firesc să vă atacați adversarii. Vă pun o întrebare directă. Dumneavoastră, personal, ați fi intrat într-un guvern condus de domnul Ciucă? Eu nu știu. Sau respingeați și această variantă? Nu resping varianta asta. Pentru mine, cum să zic, încerc să nu privesc personal. Eu
când am luat acel mandat la Ministerul Transporturilor, m-am gândit din prima zi cum să fac treabă și l-am privit ca pe o responsabilitate. Nu este un scop în sine puterea temporară, să fii ministru, să, iată-mă mamă, sunt ministru, ca să spun nu, așa. De, despre compatibilitatea cu domnul exact. Ciucă, despre la asta compatibilitatea mă referam. Sau lipsa ei, cu domnul Cățu înțeleg că nu era cale de dialog, asta ați spus dumneavoastră chiar. Aș vorbi chiar despre compatibilitate mai largă cu partenerii de coaliție. USR n-a fost tratat ca un partener egal în prima coaliție. Am fost, și știți că au fost și declarațiile publice, nu o spun doar eu retoric acum, au fost acele afirmații că este un guvern PNL, în care face parte și USR și UDMR, este un guvern în jurul PNL, știți toată acea retorică. Deci a fost privit de parcă eram invitați undeva la o masă. Ori noi suntem o formațiune cu un număr de voturi pseudo-comparabil, avem 80 de parlamentari, PNL din ce în ce mai puțin, mai pleacă câte unul fiecare zi, deci undeva la 120, deci suntem două forțe comparabile. Nu suntem în situația, nu știu, când a format PSD cu ALDE, un partener junior complet, 40-5% un guvern, ori n-am fost tratați în felul ăsta, s-a considerat că există și această carte de atu a președinției României în care dacă nu sunteți cuminți vă mai zburăm cât un ministru. Revenind la întrebarea dumneavoastră, am fost cu coleg cu domnul Ciucă în guvern, eu personal de la transporturi la armată, că am avut câteva interacțiuni, se intersectează în anumite proiecte de autostrăzi, spre exemplu, am avut o interacțiune bună cu domnul Ciucă. Dincolo de persoana dumnealui ca premier, este atitudinea și bazele de funcționare a unei coaliții. Respectul reciproc, valorile pe care le pui acolo, dacă vorbim despre modernizare, despre eficientizare, profesionalism, adică aduci oameni buni pe criterii altele decât cele politice, cum am făcut eu efortul la Ministerul Transporturilor, sau dacă guvernarea este o pradă și dacă aduci oameni de partid, dacă aduci clientelă politică, dacă privești instituțiile ca pe un premiu, caz în care vedem această guvernare ineficientă de care ne plângem cu toții de multă vreme în România. Iar pentru mine, după experiența de la Ministerul Transporturilor și din această guvernare, acest clientelism excesiv, această viziune a partidului ca o fabrică de găsit locuri de muncă la stat pentru cei din partid, din zona clientelei, este una dintre cauzele principale pentru care suntem în urmă. Asta a fost experiența pe care am avut-o. Eu am încercat și cred că am reușit să țin cu totul altă linie prin recrutări profesioniste reale. Am adus oameni din zona privată, am adus alături în minister sau în companiile de stat sau în regii foarte, foarte mulți oameni pe bază de competență. Unii chiar erau acolo deja și doar i-am promovat, dar nu este această viziune împărtășită în clasa politică. E chiar la un moment dat văzută ca o chestiune de inflexibilitate sau de nu știu cum să-i spun, de inadecvare. Domnule Drula, au fost cel puțin două întâlniri de care știm noi, între USR și președintele Klaus Iohannis. Dacă au fost mai multe, ne puteți spune dumneavoastră. Prima întâlnire când a fost desemnat domnul Cioloș, premiera a doua când a fost desemnat domnul Ciucă. La întâlnirile astea, că ne puteți spune, cum l-ați simțit pe președinte? Care a fost atitudinea președintelui Klaus Iohannis față de dumneavoastră, de cei de la USR? Dacă a simțit că are ceva personal cu dumneavoastră? Și ce v-a spus președintele Klaus Iohannis la aceste întâlniri? Am participat la a doua, la cea de la momentul desemnării domnului Ciucă sau din ziua desemnării domnului Ciucă, nu am fost în delegație la prima întâlnire. Din câte știu, astea sunt singurele întâlniri care au avut loc, adică ați menționat corect. Atitudinea a fost una de rece și cu oarecum de respingere. Adică s-a vorbea despre colaborarea între USR și președinte doar la modul trecut. Despre un lucru care n-a funcționat și un capitol închis. Eu așa am perceput mesajul transmis în acea întâlnire, nu ni s-a lăsat nicio secundă ideea că ni s-a menționat că va fi propus domnul Ciucă la sfârșitul acelei zile, nu ni s-a lăsat nicio secundă ideea că ar mai fi o nevoie sau o cale de colaborare cu noi. Cel puțin asta a fost percepția mea. Știți cum, la întâlnirile astea mult trebuie să citești printre rânduri.
De asta vă întreb de atitudine. Da, atitudinea mi s-a părut... semnele de printre rânduri. Cred că președintele Iohannis a tratat USR ca pe, în acești ani, cumva ca pe un al doilea partid prezidențial. Deci am un partid prezidențial 1, PNL și este un al doilea. Ceea ce este complet greșit. Suntem o forță independentă, am avut propriul nostru candidat în 2019 la președinție. Apropo, cred că era mult mai bun Dan Barna ca președinte acum, dincolo de acel moment, care a trecut. Și din această atitudine nu cred că, că a ieșit președintele și să ne trateze ca pe un partener egal, respectat. Da, dacă vă uitați puțin în urmă, da. De unde a pornit supărarea președintelui Klaus Iohannis pe USR? A fost din momentul în care ați decis să îl sfidați și să părăsiți guvernarea și să semnați o moțiune de cenzură sau semnele erau mult mai... timpurii? Cum să vă zic, am avut, cred că, două dialoguri cu președintele, întâlniri în mandatul meu de ministru al transporturilor. Atunci am discutat chestiuni tehnice mai degrabă. N-am intrat în zona asta de politică. O tine pe PNR și una legată de stadiul proiectelor pe transporturi. N-aș vrea să speculez foarte mult, dar cred că nu e nici măcar de după alegeri această atitudine față de USR. Domnul președinte, cred că este foarte obișnuit să fie ascultat și un partid să-l urmeze. Ori noi nu suntem în situația asta, suntem într-o situație de parteneriat, de discuție, de... Dumnealui e un actor politic, evident are 6 milioane de voturi în spate, avea la momentul investirii. Și vine cu o legitimitate și noi la rândul nostru avem voturi în spate și venim cu legitimitatea unui program și al unui curs de acțiune. Cred că se aștepta să fim docili. Se aștepta, Klaus Iohannis, să fiți docili. Când s-a rupt relația în mod concret? Primul moment a fost la momentul demiterii lui Vlad Voiculescu. Știm constituțional că propune premierul, dar e ca la tenis, arunci mingea sau în fine, servești celălalt lovește. Deci în acel moment a fost un prim moment în care a fost o ruptură de încredere pentru că n-a existat niciun dialog. Am discutat cu colegi din alte țări, despre cum sunt guvernele de coaliție, nu știu, în Germania sau în alte țări, și nu există conceptul ăsta că premierul se trezește într-o zi și îl zboară pe un ministru al uneia dintre partidele componente. Se va face în curând un guvern în Germania. Adică e un concept foarte străin și în mod firesc, pentru că partidul respectiv a intrat cu o echipă, dacă sunt nemulțumiri, se pot discuta într-un cadru, își poate remania partidul însuși, miniștrii trimiși acolo dacă nu fac față. Ne-am trezit cu o chestiune discutată, evident, prediscutată, Florin Câțu Iohannis, cu un warning, cum se spune, de 15 minute. Peste 15 minute îl voi demite pe Vlad Voiculescu. A doua ruptură și definitivă a fost la celălalt moment, cel al demiterii intempestive și nemotivate a lui Stelian Ion. E istoria cunoscută din acele zile. Da. Bun, la ultima întâlnire pe care ați avut-o cu Klaus Iohannis, la care ați participat, președintele v-a dat sentimentul, spuneți, că nu are nevoie de dumneavoastră, dar nici nu va avea nevoie de dumneavoastră pe viitor. V-a dat sentimentul că trebuie să treacă mult timp ca să reveniți la sentimente mai bune reciproce, unii față de ceilalți? Cam așa. A fost un pic de adio și cine știe când drumurile noastre se vor mai intersecta. Dar aici, cum să spun, o chestiune, am vrut să fac, era, nu știu, kremlinologia, o știință, să citesc acum în atitudinea lui Klaus Iohannis prea mult. Nu pot să spun dacă asta însemna că peste 6 luni a fost totuși un dialog civilizat. Chiar ne-am spus niște lucruri acolo. Eu am vorbit, de exemplu, despre speranța mea în 2014, în momentul în care am fost ales. 2014 am și o poveste personală. Ca cetățean, nu eram implicat politic în niciun fel, m-am dus într-o secție de asta înghețată de vot din județul Giurgiu, în turul 2 al alegerilor, se zvonea și au existat semnale că se fraudează voturile și mulți cetățeni ne-am strâns în București și ne-am dus așa prin secții de la țară să apărăm un vot și democrația. E o experiență care mi-a rămas, că am stat la 6 grade o zi întreagă într-un sat din județul Giurgiu.
Și mai auți aminte de momentul de speranță al meu ca cetățean. Domnul pastor, eram simplu cetățean, nu eram. I-a spus public. Asta președintelui? Da. Pe momentul ăsta? Da. Și cum v-a răspuns Klaus Iohannis? Acum, n-aș vrea să facem o stenogramă a discuției. Repet, a fost un dialog civilizat. Am avut senzația că a perceput mesajul meu, că ne așteptam la mai multe reforme în ăștia 7 ani, că mă așteptam eu personal ca dumnealui să fie mult mai mult de partea unei modernizări a societății. Că să iei un status quo și să spui cam așa sunt partidele în România, cam ăsta e maximul de obținut, hai să avem o guvernare, că nu e nici prea bine, nici prea rău, nu e programul pe care ni l-a spus tuturor. Și nu e ce așteptam o parte mare din societate, aceiași care am ieșit și 600 de mii în Piața Victoriei când a venit un atac asupra justiției din altă parte a politicii, știți foarte bine. Ori mesajul meu ăsta a fost că e cam puțin după 7 ani și mă așteptam la niște ambiții mai mari ale dumnealui ca președinte al României în direcția asta. Pentru că, până la urmă, o chestiune de a accepta un status quo, cam așa merg lucrurile, ne putem dezvolta incremental în România, sau a răsturna un pic masa, a veni cu o... E foarte important de la nivelul, de la cel mai înalt nivel al statului român, să-i spui, de exemplu, dom'le, stop clientelismului de partid. Nu le elimini. Hai să nu fim naivi, dar un semnal de sus în care chestiunile astea, în care fiecare fiu de primar de la PNL sau de la PSD trebuie să-i se găsească o slujbă la stat pe undeva, trebuie să fie băgat pe undeva și vă rog. Vă rog, vă rog. Toată zona asta de a oamenii noștri trebuie să ajungă, instituțiile stale noastre, noi conducem acolo, adică o preocupare nu pentru rezultat, ce va face compania de drumuri, ce va face administrația fluvială, Giurgiu, cum se descurcă ISCTR-ul, acea instituție care trebuie să controleze greutatea camioanelor unde fusese o mică revoluție în august. Dacă e bun un om de secretar de stat sau îl punem acolo doar ca să fie tatălui mulțumit, care e cumva important în zona de susținere politică. Nu spun că se poate ajunge la o sfințenie în politică, dar semnalul care vine de sus și felul cum construim acest stat și niște lucruri pe care acum noi din societatea civilă mă menționez în calitatea anterioară politicii. În 2016 am intrat în politică, le ceream, da? Despre transparență, profesionalizare și așa mai departe. Am avut senzația că acest standard a fost abandonat. Domnule Drulă, ați pomenit cuvântul clientelism de mai multe ori, chiar și atunci când vorbeați despre o refacere, o potențială refacere a coaliției cu PNL și UDMR. E un dosar la DNA în care apar niște stenograme, chiar și din biroul dumneavoastră, unde doi lideri liberali încercau să vă convingă să țineți niște oameni în funcții pe la niște instituții care erau sub ordinea Ministerului Transporturilor atunci. Haideți să discutăm și despre clientelism, dar cu exemple concrete. Sau despre corupție. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem, continuăm și clarificăm și episodul ăla cu voi, dumneavoastră. Ne întoarcem, rămâneți alături de noi. Ne-am întors, invitat astăzi la În fața ta, fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă. Domnule Drulă, înainte de pauza de publicitate, vă îndemnam să vorbim și concret despre clientelismul pe care dumneavoastră îl menționați ca fiind prezent în interior, în măruntaiele statului român și în felul în care înțeleg politicienii să miște lucrurile în aparatul de stat. Și vă reaminteam un episod de la dumneavoastră din birou. E o stenogramă chiar într-un dosar al DNA, unde doi lideri ai Partidului Național Liberal, foști colegi, practic, de coaliție de dumneavoastră, încercau să vă influențeze să păstrați în funcție niște șefi la o instituție. Puțină lume auzise până atunci de existența ei. A rămas acea celebră redare a dialogului dintre oameni ăștia care apar în dosar. Drulă nu e om, e câine. Ce s-a întâmplat atunci în biroul dumneavoastră, domnule Drulă? Sunt om, după cum puteți vedea, și asta într-un fel e un pic trist, că dacă ajungi să-ți faci treaba și să nu demnitate, cu onestitate, deja pari cumva te decade din calitatea de om în viziunea acestei lume. Adică nu ești de înțeles, ceva nu e în regulă cu tine. Da, sunt
acel caz, spre exemplu, eu n-aș vrea să intru din limitele care sunt despre discutat despre un dosar. Sigur, puteți care să povestiți ce s-a întâmplat în biroul dumneavoastră. Asta n-aș vrea să intru în aceste detalii, dar astfel de dialoguri în care... Și aici m-a surprins și am rămas un pic șocat la un moment dat. Câte discuții am avut, mai ales cu cei din PNL, care mi-au cerut întrevederi și vreau să ne vedem, și nu despre oameni. Până am legat așa cu ață lucrurile și la un punct nu mi s-a părut un pattern, după care mi-am dat seama că se întâmplă și foarte puține discuții erau despre politici publice, despre proiecte. E întreaga zumzăială politică se învârte în jurul unor oameni. Cine e director la un spital, care e subordinat ministerului, cine e la o instituție de asta unde procurorii DNA, ce am citit și eu în presă, au descoperit că s-au cumpărat un an înainte, în 2020, 4 vapoare care costau 50 de milioane de lei sau atât s-a plătit la producător cu 100. Deci 50 de milioane se înțelege că este parandărătul peste. O sumă enormă, dacă ne gândim la ce se poate face. E o acuzație pe care procurorii, am citit-o, pe care procurorii o fac, va trebui să fie susținută în instanță. Va trebui probată. Zona de balastiere, de exemplu, de acele materiale care se folosesc în corpul de umplutură al autostrăzilor. O întreagă rețea clientelară politică în jur, care prin primarii pe care i-are, spre exemplu, la autostrada 0 Sud, în zona de sud a Bucureștiului, sunt primarii PNL în acest caz, întârzie avize, pun diverse piedici, știți cum e, trimit controle și așa mai departe, pentru că nu se cumpără de unde trebuie. Aveți dovezi care să vă susțină afirmații? Am anumite indicii, evident că dacă aș avea, cum să spun, știu că au și alte organe ale statului aceste informații și le pot valorifica. Nu-i treaba mea, eu nu sunt polițist, deci, nu sunt procuror. Dumneavoastră acuzați așa, că sunt ținute autostrăzi pe loc? Că sunt, asta, da, cum să spun, e secretul polișinel, adică faptul că în zona de autostrăzi și de materiale de construcție există monopoluri conectate la partid. Nu vreau să ajungem în discuția, știți, mi-aduc aminte o discuție celebră, era mult mai mic atunci, în care întreba Adrian Năstase, că tot aude despre corupție, dar unde e, domne, corupția asta? E în fața noastră, în toate aceste zone de clientelă, de partid, mufată la resurse. La ISCTR, de exemplu, am declanșat, am găsit un om ok care a fost schimbat ieri, sau, mă rog, acum 2-3 zile, din funcție, care a făcut controle pe bune ale greutății camioanelor. A găsit din 1000 de camioane cântărite, 600 aveau depășiri grave. Ce s-a întâmplat este, și am semnalul ăsta de la cei care folosesc serviciile transportatorilor, constructori de autostrăzi și așa mai departe, s-a normalizat piața. Adică a trebuit să plătești două transporturi în loc de unul. S-a plătit prețul real. Există întotdeauna un cost al corupției. Asta nu s-a mai întâmplat până de mărturile oamenilor de domeniu. Să zice, domnule, până la ați declanșat asta, nu s-a mai întâmplat. Și a început brusc să meargă totul pe bune. În domeniul transportului, totul, o mare parte, adică gvasii, majoritatea acestor transporturi să intre în legalitate. Omul ăsta, de exemplu, cum vă spuneam, a fost înlăturat din funcție. Se știe că în zonele de sunt vânate aceste poziții, șefii acestor instituții, că vorbim de ISCTR, la nivel de județ, la nivel de regiune, sunt vânate de politicieni, pentru că politicienii au firme de transport și așa mai departe. Nu-mi cereți să produc un dosar eu pe masă, pentru că nu e rolul meu. Eu sunt un administrator politic, am rolul de a mirosi, să am nas și să-mi dau seama unde lucrurile nu sunt în regulă, dacă am indicii temeinice să le dau mai departe, dacă îmi cere, așa cum în anul ăsta ne-a cerut DNA-ul foarte multe documente, am dat toată colaborarea noastră de la minister și la metrou și la acest dosar și la altele care au venit, nu știu dacă așa face fiecare ministru, dar la noi a fost o echipă care a fost dedicată în a le da datele cât mai corect, pentru că cred că și aici e o presupunere că ai putea să ajuți mai mult sau mai puțin. Cred că e nevoie de Ministerul Public pentru a pune ordine în aceste lucruri, dar nu cred că funcționează doar pe bază de Minister Public și de procurori. Aici un pic au dreptate vechii politicieni când spun că nu poți conduce o țară cu procurorii, pentru că trebuie să vină și de la ei, de la politicieni. Și de aici vă vorbeam și despre vârful statului român. Trebuie să vină și de sus în jos un semnal. Eu am observat că în aceste sisteme oamenii reacționează foarte bine la semnale.
dacă semnalul dat de sus este gata cu șperțurile, gata cu combinațiile, hai să facem pe bune. Nu se curăță totul dintr-o dată, nu sunt naiv. Dar lucrurile merg mult mai bine. Dacă semnalul este, e ca înainte, numai că sunt ceilalți, nu sunt ai noștri, au venit ai noștri, pleacă ai voștri, și această alternanță pe care am văzut-o, lucrurile intră în ce am văzut în toți acești ani. După momentul ăsta pe care îl menționa și Claudiu, Drulă nu e om, e câine, v-ați ales cu o poreclă, Drulăul. Întrebarea este, această poreclă vă jenează sau vă flatează? Sincer, un pic mă jenează pentru că e un pic dezumanizată. Adică prefer să cred că sunt om și că nu investim, mă deranjez un pic, dacă vreți, acum în modul cel mai onest, că supra-investim un comportament care ar trebui să fie normal. Că am ajuns să eroizăm, să-ți faci treaba. Sunt trei lucruri care cred că sunt necesare într-o funcție de asta. Să știi ce faci, să fii onest și să ai un pic de curaj. Și cred că cu toate ești dator. Dacă ești fricos sau n-ai curaj, stai deoparte, nu te băgă într-o funcție asta. Mă rog, dacă nu ești cinstit, o să vrei tu să fii acolo. Dacă iarăși nu te pricepi, că asta e o problemă, nu te băga. Ori faptul că am avut, și nu e, de fapt nu e vorba doar despre mine, e o echipă de nu o să repet cuvântul pe care l-a spus, de astfel de oameni, de fapt. Ăștia sunt oameni, că până la urmă să le spunem cum sunt, de oameni buni care au venit alături de mine și care am obținut rezultatele astea, și faptul că oamenii acum eroizează și investesc comportamentul ăsta, în fine, aș putea să consider undeva că e flatant, dar în alt fel mă îngrijorează, pentru că spune ce așteptări mici avem după atâția și atâția ani în care știm că la butoane sunt combinatorii de funcții, de avantaje. Cota dumneavoastră politică a crescut în momentul în care ați intrat într-un prim conflict cu sindicatul de la metrou, cu legendarul Ion Rădoi. Apropo, ce mai face domnul Rădoi? Cred că e inculpat, nu știu, nu mă pricep foarte bine calitatea. Este sub control judiciar. V-a prezis că nu veți avea viață lungă la minister. Și uite că a avut dreptate. Am mai zis ceva, a zis, am schimbat 37 de miniștri, nu m-a dovedit pe mine al 38-lea. N-a avut dreptate chiar pe linie cu predicțiile, dar șansele erau în favoarea dumnealui. Au fost 15 miniștri ai transporturilor în 10 ani și asta e o mare problemă și nu vreau eu să fiu ministru, oricine ar fi, ok, să fiu un om ok, trebuie lăsat un om la ministerele astea, la transporturi și la altele, la sănătate, să lucreze 3 ani, 4 ani. Ultimul mandat complet de la transporturi a avut Miron Mitrea între 2000 și 2004. Este incredibil și este o fragmentare de echipe și de priorități ale cărei rezultate, ale căror rezultate le vedem. Domnule Drulă, transporturi. Ce poate face România cu banii europeni? Ce în acel proiect, în acest PNRR, 30 de miliarde aproape de euro, și ce credeți în mod realist că se va face? Discutăm și despre transportul, infrastructură, după câteva minute de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, continuăm discuția cu fostul ministru al transporturilor, Cătălin Drulă. Domnule Drulă, aproape 30 de miliarde de euro prin PNRR. O parte vin și pentru infrastructură. Ce proiecte majore sunt acolo prevăzute și ce se poate face în realitate? Autostrada A7, deci 320 de kilometri de la ramificație din autostrada A3 București-Ploiești până la Pașcan. Deci, practic, nord-sud, o mare parte din Moldova, Pașcan e undeva la latitudinea Iașului, ar trebui să avem această autostradă construită până în 2026, vreo 3 miliarde de euro din PNRR. Este proiectul flagship, proiectul principal. Primul sector între autostrada A3 și Buzău a și fost scos la licitație și are oferte depuse. Pe sectorul următor, de la Buzău la Focșani, din păcate, sunt niște întârzieri. În ultimele două luni nu s-a încheiat acordul de mediu, dar eu totuși sper ca până la sfârșitul anului să fie scos și ăsta la licitație. Sunt proiecte care au deja partea de proiectare tehnică realizată, investiții cu partea de proiectare tehnică realizată, ceea ce înseamnă că nu ar mai trebui să fie întârzieri și surprize în teren. De-abia am încheiat și e cald de la cuptor proiectul tehnic.
Și atunci pare un cadru foarte realist să le terminăm în un cadru PNRR. Eu sper că mult mai devreme de 2026. Spre exemplu, cele trei loturi din Ploiești-Buzău au, cred, 24 de luni timpul de execuție contractual. Deci undeva, să spunem, 2024 ar trebui să fie livrate. Sunt și pe coridoarele de cale ferată, de la Oradea la Cluj, Episcopia Bihor-Cluj, modernizare cu viteze de până la 160 de km pe oră, între Caransebeș-Timișoara-Arad, o parte din coridorul 4 Sudii, cum se numea înainte, pe feroviar. Sunt încă trei proiecte de autostrăzi, capetele autostrăzii A8, unde iarăși sunt niște întârzieri în ultimele două luni pe partea de acorduri de mediu, care ar trebui scoase separat. Și apoi autostrada A1 între Lugo și Deva, cei 15 km lipsă. Practic singura porțiune lipsă între Sibiu și Nădlac, Sibiu și Rotterdam, dacă vreți. Și autostrada A3 între Cluj și Zalău, mai inclusă. Spuneți-ne, aceste proiecte de infrastructură din PNRR vor merge de la sine, indiferent de ministrul care va conduce acest domeniu? Din păcate, nu. Și răspunsul ăsta poate fi dat pentru multe lucruri din domeniul transporturilor. Răspunsul ar trebui să fie în mod ideal, da. Nu ar trebui să totuși este un plan agreat de România. Aceste proiecte trebuie să se termine pentru că România s-a angajat să... Și în momentele mele mai bune, eu trag speranța și când am plecat de la ministerul. Stai, domnule, dacă nu mai suntem noi aici, lucrurile oricum merg înainte. De două luni văd că, nemai fiind acolo echipa, nemai fiind secretarul meu de stat Horațiu Cosma, care mergea peste toate ministerele, se uita unde sunt blocajele în proiecte și urmărea calendare și așa mai departe, lucrurile nu se mai mișcă înainte. Experiența mea anterioară, perioada în care a fost ministru, în care am monitorizat 8 ani de zile domeniul de investiții, arată că nu e indiferent cine este în zona politică, pentru că aceste instituții, din motivele discutate în prima parte a emisiunii, de clientelizare, de multe tare așezate în timp, nu au acea capacitate de a merge înainte și de a derula proiecte cumva independent de factorul politic, așa cum ar trebui. Acolo ar trebui să fie niște profesioniști, politicieni ar trebui să ocupe doar de agenda de politici publice, să se asigure de resurse și cam atât. Nu funcționează așa în momentul de față, mai avem cale lungă să ajungem până acolo și este calea aceea unui ministru care să-și propună asta și să stea vreo 3-4 ani în mandat, să lase niște instituții solide și, dacă se poate, să nu vine cineva după să le dărâme. Cât s-a întrebat să stea un ministru în mandat, de pildă dumneavoastră, ca să putem vorbi de autostrada lui Drulă? Sau drumul lui Drulă? Sau podul lui Drulă? Aici, eu am repetat asta ad nauseam. Infrastructura are un ciclu care depășește pe cele politice. De-aia nici nu prea avem, pentru că nu e ofertant să aștepți și să lași lucrurile pentru cei care vin după. Proiectele simple pot avea un ciclu care să intre în 4 ani, de la concept până la efectiv să circul pe el, o autostradă de câmpie, spre exemplu. Când ne ducem în zona de munte, deja de la concept, da, repet, adică avem doar ideea de a face autostrada până la a circula pe ea, ne putem discuta și de pe, spre 8 sau 10 ani, timp care sunt comparabili cu ce ne uităm în vestul Europei sau în alte țări din zonă, în ciuda unor mitologii. Nu știu, spre exemplu, chinezii fac o autostradă acum în Muntenegru, care e aproape gata de munte, viaduct, tunel, viaduct, cum ar trebui să fie într-un fel pe Valea Prahului, cer scuze, și pe Valea Prahului, parția pe Valea Oltului, a durat 6 ani execuția și o cam finalizează anul ăsta, cred că îi dau drumul. Acolo altele sunt problemele în Muntenegru. N-au bani să o plătească, e adevărat. Spuneți-mi, când ați fost ultima oară aici, promiteați un proiect tehnic, o documentație, un studiu de fezabilitate pentru Comarnic-Brașov. Era o procedură accelerată. Da, Ploiești-Brașov chiar. Pentru Ploiești-Brașov. Unde suntem cu proiectul ăsta? În faza în care, când am plecat din minister, știu că sunt un pic obsesiv, dar nu pot să spun ce s-a întâmplat după, era termen de o săptămână pentru a aduce ce se numește analiza multicriterială faza 1, adică alternativele de traseu. Pe surse informale am discutat cu cei care realizează studiul, cu compania, consultantul privat, și le dădea câștigătoare varianta aceea pe care am susținut-o și eu pe intuiție, dar aici aveam datele științifice, și anume cu tuneluri. Deci varianta unde e un tunel lung la Bușteni de 4 km, un tunel lung la Sinaia de 2 km, nu varianta care s-a discutat acum 15 ani, în care practic râul Prahova se transformă... Mergeai prin albia râului. Da, e canalizat și prin albia râului. Acum, în momentul în care stabilește traseul, și aici au nevoie de cumva de discuție consultantul Comisiei Europene cu Jaspers,
se poate începe campania de foraje în teren și partea de acord de mediu și de proiectare. Era prevăzut un timp contractual de undeva în zona final de 2023 pentru livrarea acestei documentații, dar în momentul în care ai astfel de documentație matură și o pui pe piață să vină cineva să-ți oferteze, ai și oferte și ai și pe cineva care ți-o construiește. Avem un pic cazul opus la autostrada Sibiu-Pitești, unde acum s-au deschis ofertele la lotul lotul 2, dacă nu mă înșel, da, la lotul 2, care este între în Valea Oltului, în defileu, practic, între Boița și Racovița. De acolo părăsește traseul Valea Oltului și merge către Valea Topologului. Și am avut o singură ofertă. Și pentru că era nevoie de mai mult timp, pentru că documentația este veche din 2008. E o licitație lansată înainte de mandatul meu, eu doar m-am asigurat că merge înainte. Cu cât ai această parte de pregătire a unui proiect mai bine pusă la punct și eliminând riscuri, cu atât va fi mai atractiv pentru ca cineva să-ți facă o ofertă. E un principiu de bază în zona asta de investiții mari publice, un principiu care, chiar din motivul de care vorbeam mai devreme, că pentru un politician e ofertant repede, repede, hai pune ce ai acolo, că pe mine publicul vrea să spun că am lansat, am dat drumul, este de multe ori călcat în picioare. În activitatea și munca pe care am făcut-o în astea 8 luni, înainte am făcut doar lobby, acum am avut efectiv decizia executivă, eu am lăsat multe lucruri ale căror roade se vor vedea, sau chiar nici nu se vor vedea, ci vor fi undeva în zona de semințele puse pentru anii care vin. Și sper ca oricine este în acest mandat la Ministerul Transporturilor să gândească în acest fel. Domnule Drulă, sunt foarte mulți bani în infrastructură. E scumpă. Este scumpă, din ce sunt foarte mulți bani, interese foarte multe. În lunile astea de mandat, vi s-a oferit și pagă? Nu. Sunt câini, n-ați spus. Nu, n-am avut astfel de discuții, nici măcar insinuări. Dacă se întâmplă astfel de lucruri, mă rog, dacă e puțin deprisos, știm, toți ne cunoaștem țara și administrația publică, oamenii ăștia miros cu cine se poate vorbi, probabil. Dar am primit, în schimb, foarte multe aprecieri de la oameni din sistem care au zis că le pare rău că am plecat, dacă ne-am putea întoarce, pentru că s-au făcut lucrurile pe bune în foarte multe domenii. Evident, nu sunt nici eu Corrado Catani și nu se poate peste noapte curăța așa magic administrația publică românească, dar, repet, contează semnalul dat de sus într-o astfel de administrație. Ministerul Transporturilor, oamenii de acolo, cum sunt? Sunt, găsești oameni buni și găsești oameni care sunt deprofesionalizați, găsești și oameni corupți. Am avut un director economic al Ministerului, sau în fine, până la, cum se spune, până la probă, dar a fost arestat preventiv, dacă nu mă înșel, de DNA. Sunt și oameni buni care de multe ori sunt frustrați, sunt din ce în ce mai puțin oameni buni, pentru că dacă sunt oameni buni, ei pleacă. Și asta este, de fapt, iarăși o mare dramă. Nu știu dacă avem un minut să fac această divagație, acestei crize și atitudinii de multe ori a politicienilor de a gândi ca pe feud de aceste instituții, pierdem șansele de a atrage oameni buni care fie au fost în zona publică și au plecat în altă parte, în consultanță, la Banca Mondială, în zona privată, fie n-au călcat niciodată din zona privată în zona publică, eu am atras astfel de oameni, dar oferta noastră a politicienilor devine din ce în ce mai proastă. Și e de înțeles de ce. Dacă am avea un dialog mâine în noul guvern, ar spune, păi voi vă certați din nou, am văzut acele stenograme, am văzut cum merg lucrurile. Ori de aia spun că e foarte importantă viziunea și să... E o chestiune de încredere, pentru că numai cu resurse umane bune poți avea rezultate pentru o țară. Politicienii se joacă într-o zonă a retoricii. Vorbesc de spitale, de autostrăzi, de tot felul de lucruri, de parcă astea se nasc doar din voința lor. Alea se nasc cu foarte mulți oameni buni muncind la ele și făcându-și meseria, lăsa să-și facă meseria, să fie mândri de ce fac. Ori este un mesaj pe care l-am dat când am venit la minister și mi-a reușit la început, am reușit să atrag oameni buni, în ciuda unor semnale care se dau din alte părți că eu sunt pe făraj, că mai am 2 luni, că transporturile trebuie să fie la PNL, nu la USR și că mă schimbă pe mine câțu după congresul USR și așa mai departe. Oamenii ascultă și se lasă impresionați de lucrurile astea. Politicienii sunt foarte buni la lucrul ăsta, la proiecția de putere. Dar există o formă de proiecție de putere bună, onestă, cu care să faci lucrul ăsta, este idealul politicii, și există o altă formă în care prin proiecția de putere te căpătuiești pe tine și gașca ta.
Aici suntem la o răscruce în România și trebuie să alegem între căile astea. Domnule Drulă, Traian Băsescu a plecat de la Ministerul Transporturilor și a ajuns președinte. Dumneavoastră, unde vreți să ajungeți? A ajuns prima dată primar al Bucureștiului. Am citit un pic istoria celor vremuri recente, aia sunt în 2000 candidat și a câștigat primăria Bucureștiului. N-am o cale clară de carieră înainte. Întotdeauna abordarea mea a fost să contribui unde pot face lucruri bune și unde am competență. Nu pot să vă spun în momentul de față, dincolo de am exercitat acest mandat în prezent de opoziție, ce o să fac în 2023, ce o să fac în 2024. Așa undeva în adâncul meu simt că mai am de oferit și că pot contribui pentru administrația publică, mai ales cu echipele pe care le-am format și cu experiența pe care am căpătat-o. Dar n-am acum un plan clar, nu știu, primăria Bucureștiului, s-a mai vehiculat, eu vorbesc despre lucrurile din spațiu public, președinția României și așa mai departe. Ambiția e pe locul 2 la mine, pe locul 1 e să încerc să realizez niște lucruri și să le las în urmă. Ultima pauză a discuției noastre de astăzi, ne întoarcem imediat. Ne-am întors ultima parte a discuției noastre de astăzi cu fostul ministru al transporturilor, domnul Cătălin Drulă. Domnule Drulă, avem din ce se pare o încercare a unui guvern minoritar în față. Domnul Ciucă va veni cu un guvern minoritar care nu primește voturile USR, din ce ne spuneți? Nu. Nici pe cele ale PSD, din ce spun cei din PSD. Deci, cel mai probabil va pica. În aceste condiții, desigur, viața politică românească e plină de surprize. Ce ar trebui să urmeze? Acum, eu nu știu despre partea în care nu-i votează PSD. Am văzut niște declarații zilele trecute. Mergem pe această ipoteză. Eu am plecat convins, după discuția de la Cotroceni, după nominalizarea domnului Ciucă și discuțiile pe care le-am mai avut cu conducerea PNL, conducerea PNL, că vor fi votați de PSD, adică acolo lucrurile păreau clare. Vom vedea la momentul votului până la urmă. Noi am spus permanent că soluția este să refacem această coaliție în jurul unor principii mai clare de funcționare și a unor reforme mai asumate. Nu vom vota un guvern minoritar, iar ar fi absurd în momentul în care avem o opțiune care poate fi majoritară. Deci dacă pică domnul Ciucă, îi așteptați pe liberali la negocieri în continuare? Da, sigur. Dacă pică domnul Ciucă, există și varianta alegerilor anticipate. Asta deja e complet în mâna președintelui în acel moment, conform Constituției. Ar fi pentru prima dată în istoria post-decembristă. Noi, deschiși la discuție, am fost permanent. N-am avut aceeași deschidere din partea cealaltă de unde vin numai discuții care sunt neserioase, totuși acestea în care votați-ne acum și mai vorbim peste 2-3 luni, de parcă ne-am jucat ca niște copii în spatele blocului. Totuși, e timpul ca cei din PNL și președintele României se comporte ca oameni de stat. Mulțumim pentru discuția de astăzi, domnule Drulă. Mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!